Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela. Tarotela care în ultima vreme sunt cu mâna colorată de vopsea, ba de o culoare, ba de negru, ba de gri, ba de galben, ba de roșu. Acum nu mai contează. Îmi pregătesc să fac energia, să fac etalarea colectivă pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în berbec, în care vom vorbi pe foarte scurt despre voi în relații, voi singuri și apoi în relații cu celelalte zodii. Văd la capătul setului de cărți turnul, împărăteasa, să zicem că sunteți voi născuți în martie, o situație excepțională, dar eventual, pentru unii, ori în legătură cu un semn de pământ sau balanță, înseamnă și Venus, împărăteasa, o situație care, dragii mei, este spre creșterea voastră spirituală, chiar dacă aveți senzația că sunteți blocați energetic, mental, că trebuie să vă luptați, această situație va crește și vă va aduce mai aproape de un suflet pereche, doi de cupe, care vă vindecă mai devreme sau mai târziu și vă ajută să vă detașați de apele tulburi, de praful care s-a creat prin această separare, prin acest trăsnet și să, cu răbdare, să creșteți financiar, eventual, să aveți abundență într-o anumită direcție, cu o anumită persoană. Hai să vedem. Berbec. Cuplu. O dată, de două ori. De trei ori. Cuplu. Berbecuți. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, berbecuția. Ce frumos asul de cupe. Valetul de bâte. Justiția. Hai să și clarificăm. Mai amestec o dată. O dată. De două ori. De trei ori. Clarific. Asul de cupe. Trei de cupe. Valetul de bâte. Cinci de bâte. Justiția, un stres, un stres clar. Unii dintre voi au de tot plângeți, plângeți, plângeți. Plângeți pentru că, și da, dragii mei, lăsați plânsul și concentrați-vă pe echilibrul vostru, vindecarea voastră mentală. Pentru că dacă ați fost într-un cuplu, soț, soție, rege, regina de monede, nu contează în ce. Adică vorbim despre voi în cuplu, dacă ați avut niște discuții, niște probleme, încercați să le vindecați. Apare acest patru. Patru înseamnă casa patra, da? Casa patra a familiei. Mamei, vindecați-vă. Dacă au fost niște situații, încercați să vă vindecați mental și emoțional. Ca să rămâneți împreună, vorbim de un cuplu, regele și regina de monedă, da? Rămâneți puternici. În momentul în care vă vindecați, auto apare echilibru, vindecare, da? Deveniți puternici împreună. Vorbim de un cuplu. Un cuplu care a trecut prin niște chestii. Pentru unii dintre voi, acum, depinde care cuplu. Da, vorbim de voi, cu marcaj în berbec. Marcaj. A fost la un moment dat, a fost, este, acest as de cupe, un potențial de dragoste. Pentru unii poate să fie cu cineva, marcaj în balanță. Dar acest as de cupe este de fapt parte dintr-un triunghi. Dintr-un triunghi. Asta pentru că vorbim de un cuplu. Dacă e parte dintr-un triunghi, ori voi, ori semnul de apă sau semnul, iată, aveți apă și aveți semn de aer. Și la mijloc semn de foc. Ori voi, ori semnul de aer, ori semnul de apă, unul dintre voi, da, a vrut o aventură, a simțit atracție sexuală, ca să înseamnă valetul de bâte, către cineva. Am senzația că mai degrabă semnul de foc către balanță, pentru că văd că valetul de bâte se uită către balanță. Da? Ei, dar această atracție a adus conflicte, conflicte, bârfe, concurență și stres mental, blocaj mental pentru unul dintre voi. Asta e. Și de la bucurie, de la acest potențial, stare de, eu știu ce-o fi fost, poate a fost, aha, interesant, posibil pentru unii că sunteți cuplu, acest personaj care apare ca parte dintr-un triunghi,
să fi făcut parte din cercul vostru de prieteni. Și l-am dat soțul, soția să simtă această atracție, da? Pentru unii. Altceva. Acum. Ce ar mai fi? Asul de cupă înseamnă și vindecare, înseamnă bucurii cu 3 de cupe, dar 3 și cu 1 înseamnă 4. Selectați, selectați cu mare grijă emoțiile și bucuriile, dacă vreți să nu intrați într-o stare de stres mental, energetic, da? 5 de bâte și 8 de spade. Echilibrați-vă, aici e sfatul, echilibrați-vă viața. Dacă nu vreți să fiți în dezechilibru mental, în blocaj, dar stres teribil, din acela profunde, de gen casa 8 a scorpionului, profund, care vă afectează și emoțional și energetic. Ca să nu ajungeți aici, dați-vă timp să vă întâlniți cu prietenii, să vă bucurați de viață, să manifestați creativitate în cuplu și uite așa, cu creativitate și cu emoții pozitive, evitați emoțiile negative și manifestați justiție. Echilibru, da? Echilibru și interesant că apar ca două cupe, da? Două cișcuțe. Echilibru emoțional. Comunicați corect, da? Despre ce se întâmplă cu voi. Asta ca să nu manifestați aceste situații. Poate unul dintre voi e mai gelos, altul își face griji, da? Asta să nu ajunge să manifestați 4 de cupe și nu 3 și cu 1, da? 1, sunteți teoretic, ar trebui să fiți 2, 2 într-unul. Încercați să vă echilibrați emoțiile. Aici e justiția, asta vorbește despre echilibru prin creativitate, prin pasiune, prin emoții. Aveți șansă. La capătul setului de cărți am mai zis. Dacă a fost o situație neplăcută în care s-a plâns, lăsați triunghiurile. Da? Sunt aici triunghiurile. Lăsați-le. Concentrați-vă pe cele două cupe, pe cupa voastră. Și, ia uite-le, pe cele două cupe de aici, din balanță, nu zic din musă, din zodie, de aici, din asta înseamnă echilibru, da? Cele două persoane, dacă discută corect, față în față, fără ieșiri, pot să manifeste vindecare, pot să manifeste dragoste și pot să manifeste creativitate, eventual și un copil. Poate aveți discuții pentru un copil, e o situație pentru unii dintre voi. Dar dacă e o situație într-un cuplu, regele și regina de monede, asta înseamnă soțul și soția pentru mine, a fost un triunghi sau este sau la la la, că apare 3 de cupe, l-ați văzut și voi, vindecați-vă. Vindecați-vă. Ok, acum hai să vedem că trebuie să facem multe. Să ne pregătim pentru berbecuții singuri. Berbecuții singuri. Ok, berbecuții singuri. Soare, lună, Venus, ascendent, din nou din berbec. Dată, de două ori. De 3 ori. Soare, lună, Venus, ascendent, lună, nod în berbec, sfârșit de septembrie, octombrie, singure. Wow! Ori singur, ori în căsătorie. 10 de bâte. Ok, hai să punem 3. O aventură. O aventură. C-o fi semn de foc, o fi semn de pământ, eventual marcaj în Capricorn, o aventură care v-a dezechilibrat, ia uite. Dar Capricorn arată o energie toxică, în care unul a trebuit să dea mai mult celuilalt. Iar apar multe, multe monede, ca și aici monezi, da? Probabil personajul din la care, ia uite, pe care le experimentați, detașați-vă emoțional un pic. Personajul la care vă gândiți are multe planete în semne sau multe sau importante planete în semne de pământ. Clarifică. Iată, de două ori, de trei ori. Lumea, asul de bâte,
9 de cupe. La capătul setului de cărți, încheiați un ciclu. Ia uite, aveți și 10 de monede și 10 de spade. Un ciclu în care? Un ciclu, așa se zice, este un cerc. Da, încheiați-l. Vindecați-vă de o lungă perioadă în care ați fost trădați, v-ați mințit. Aici să nu uităm că în acest cerc poate să apară și săbile în care voi, gândurile pe care voi vi le-ați spus și v-ați păcălit, v-ați iluzionat, deziluzionat, da? V-ați mințit că e bine și nu era bine. V-ați mințit că o să fie ceva și n-a fost. Nu doar ce zic alții, dar foarte important și ce vă ziceți voi. Vindecați-vă 4 de spade și alegeți, dragii mei. Alegeți. Aici sunteți voi, semn de foc. Alegeți pasiunea asta care e aici, care vă duce mai departe, dragii mei, către, la un moment dat, un suflet pereche care vă vindecă, vă înțelege emoțional, cu care comunicați de la egal la egal, care nu vă pune să așteptați, pentru că la mijloc aveți așteptare, 7 de monede. Poate unii dintre voi așteptați de 7 ani, de 7 luni, de 7 săptămâni, ceva, să se manifeste ceva, dar în octombrie, vă găsiți o. Vă găsiți echilibru, ce frumos! Echilibru mental. Aveți parte de o trezire. Dacă ați investit mult timp în acest, și sper, nu știu cât timp, 10, cât o fi, în această eliberare, v-ați făcut eliberările și v-ați dus la consultanță, la preot, la cine v-ați mai dus voi, v-ați oferit timp de meditații, de relaxare, vă puneți în ordine ideile să le scrieți. Spre sfârșitul lunii, octombrie, aveți parte de o trezire mentală, înțelegere profundă a lucrurilor și e minunat. Acum, în această perioadă, iată, mai ales în octombrie, că avem 10 și a apărut și aici 10, da? Drăguț, vorbim de sfârșit de septembrie. De septembrie 9 și octombrie. Eliberați-vă, de ce am zis mai devreme, concentrați-vă, dragii mei, pe abundență și stabilitate. Central este 7 de monede. 7 de monede înseamnă să fiți atenți la banii voștri, în ce investiți, în ce investiți. Am două scenarii care îmi vin acum în minte. Pentru unii, lăsați în urmă, pentru că 7 de monede este cu spatele la asul de spade. Pentru unii, lăsați în urmă pe cineva, semn de aer în mod special, da? Care a fost un pic cam selfish. Da? S-a gândit doar la cupele sale, doar la satisfacțiile sale emoționale. Lăsați, da? Eventual s-a gândit doar la niște chestiuni care țineau de sexualitate. O sexualitate rece, dragii mei. O sexualitate rece care le-a satisfăcut doar lor. Asta e mesajul, asta vi-l transmit. Unii, nu toată lumea, le-a satisfăcut doar lor plăcerile. Voi, în așteptarea unei alte pasiuni, asul de spade și asul de bâte, în așteptarea, ia uite, să vă echilibrați energiei. Asul de bâte e bâta asta pe care stați. Deocamdată stați pe ea. Stați, dragii mei, berbecuți, pe o putere de manifestare fantastică. Fantastică. Însă, sunteți în ședere, în așteptare. Nu. Începe să scoateți scântei. Începe să vibrați. Vibrați, vorbeam la modul frumos, da? Nu acela la care unii vă gândiți, da? Nu, vibrați. Creativ. Faceți frunze, flori, scântei. Faceți scântei ca să se miște. Să se miște energia, să treceți din 7 în 8. 8 înseamnă transformare, adică să se transforme energia, să transformați toate aceste reușite, bani, situații, să le transformați în abundență. Învățați această lecție, ridicați-vă deasupra situației prin care ați trecut. Da? Și învățați să manifestați abundență, relații stabile, o familie fericită. Acum, dacă nu știți cum să faceți, vine ideea. Asul de spade, repet, înseamnă mai multe mesaje. Asul de spade înseamnă că și vine ideea.
Lăsați în urmă oamenii care sunt deja cumplați, dragii mei, și pe care așteptați. Nu, nu-i mai așteptați. Ridicați-vă deasupra acestei povești, mai ales dacă sunt la distanță cu lumea, dacă sunt la distanță și sunt cuplați sau se concentrează pe carieră, pe bani, pe altceva și nu au timp de ei, nu-i mai așteptați. Poate că este invers, evident, poate ei vă așteaptă pe voi. Dacă ei vă așteaptă pe voi, s-ar putea să nu vă mai aștepte să se concentreze pe altceva. Dar vorbesc totuși de voi. Pentru că sunt foarte multe mesaje într-o singură carte. Și eu simt nevoia să le transmit pe toate câte pot să le transmit. Pentru unii dintre voi, un semn de pământ v-a pus în așteptare. Asta pentru că era ocupat. Numai gata. Trezirea. Asul de spade înseamnă trezirea. Gata, nu mai așteptați. Încheiați acel capitol, îl învățați, manifestați pasiune, o nouă sclipire, o nouă inspirație către nouă de cupe, către satisfacțiile voastre. Da, sunteți singurei, că vorbim de singurei. Asta e. Dar concentrați-vă pe cupele voastre, pe satisfacția voastră emoțională. Nu stați și priviți la ceva ce... Pentru unii asta e mesajul. Sunteți ori cineva cu planete în semne de pământ. Se concentrează prea mult pe carieră, e la distanță. Sau are o altă relație despre care știți sau nu știți. Și sunteți în așteptare. Aici sunteți voi, asul de băte. Luați băta asta. Investiți corect în băta voastră, să zicem, da? În pasiunea voastră, în energia voastră și manifestați un nou început, da? Sfârșit de capitol, nou început. Nouă înseamnă casa nouă a spiritualității și nu doar a călătoriei. Călătoriți, eventual, emoțional, că sunt cupe, satisfaceți-vă, nu la modul egoist, să nu mai vorbim, înțelept că avem doi ași, azi de băte, azi de spade, da? Lăsați așteptările, concentrați-vă pe aceste potențiale și învățați lecția. Și în momentul în care voi vă concentrați pe voi, veți manifesta, dragii mei, și abundență, și relații stabile, dar dintr-o altă perspectivă. Nu a așteptării, ci a acțiunii creative și înțelepte. Mm-hmm. Și în dragoste și stimă față de voi, nouă de cupe. Atunci va veni și partenerul vostru. Nu cel care vă face sau cea care vă face să așteptați. Asta este lecția voastră în acest moment. Am zis, alegeți corect, alegeți într-o direcție care vă extinde orizonturile și aveți un doi de cupe. Ia uite, iar apare. Care vă poate schimba energia din decepții, ia uite, decepții la locul de muncă pentru unii dintre voi sau munciți pentru vindecarea inimii voastre. Da. Ia uite, și Regina de bâte, regina de cupe, spate în spate. Da, în fine. Sunt multe mesaje. Măcar astea, să le înțelegeți. Eu zic că sunt în principiu... Vă dau și mesaje, în mod special sfaturile pe care pot și eu mai bine să vi le dau mai înțelepte. Nu m-a așteptat atâta oamenii care n-au timp de voi. Ok, berbec cu berbec. O dată, de două ori. De trei ori. Berbec. 5 și 7. Prea mult vă zbăteți. Ia uite. Prea mult foc. Prea bun, prea ca la țară, prea mult foc. 5 de băte, 7 de băte, regina de băte. Unul este prea combativ, prea bătăios, mai ales dacă aveți marcaj în semnul leului. Sau este atras de cineva cu marcaj în semnul leului și celălalt devine defensiv. Și dacă celălalt devine defensiv, celălalt își caută pasiunea într-un mod creativ în altă parte. Oricum, multă pasiune. Da, să zicem că regina de bâte este seducătoare. Oh, da, am înțeles. Pentru unii dintre voi. Și gata, închei spectacol. Da, unii sunteți atrași de cineva cu marcaj în semnul leului, 8 de băte și soarele, cu care ați vrea un nou început. Așteptați, sperați, 3 de băte. Mamă, dar câte băte și cât foc și câtă pasiune. Și
Afară de asta, unul este extrem de seducător, mai seducător decât celălalt, și din cauza asta apare concurența și celălalt se zbate să îl apere, să-l protejeze, poate există și niște crize de gelozie. Da, asta e. Focul cu focul. N-a zis nimeni că e ușor. Ok. Berbec cu taur. O dată. Uite. De două ori. De trei ori. Berbec cu taur. A existat un triunghi pentru unii dintre voi, că se și vede, da, cu ochiul liber. A existat. Încercați să vă detașați și să fiți mai selectivi. Care o fi, voi sau ei, patru de cupe. A fost un triumf, da, se vede și aici, aici se vede, da, sunt trei oameni. Și s-a dezechilibrat balanța și financiară și emoțională. Poate că au fost și cuvinte, da, ape tulburi, sau dacă nu au fost cuvinte, au fost griji. Că săbile înseamnă și mental, da, mental negativ. Într-un fel sau altul s-a creat, dar central este această detașare. Detașare de povestea aceasta. Și? 6 este numărul lui Venus. Pentru mine, Venus reprezintă zodia Taurului, da. Acum, care o fi intrat, iar nu este treaba mea, eu vă arăt cărțile, fiți selectiv, 4 de cupe. Acum, că cineva vrea să se împace, iar cu mare grijă. Cu mare grijă, ce înseamnă împăcare? Că da, cineva a fost atras. Atras de seducătoarea. Da, magicianul. Ia uite, ia uite. Semn de bâte, semn de monede și magicianul. A fost o manifestare, acum cât a durat. Magician înseamnă semn de aer, poate și un geam a intervenit între voi sau nu obligatoriu, cineva care a încercat să vă manipuleze, ori pe voi, ori pe ei. Berbec cu geamul. O dată. De două ori. De trei ori. Berbec cu gemeni. Echilibrați-vă, că amândouă vorbesc de echilibru, doi de monede și justiția. Încercați să vă echilibrați dintr-un punct de vedere, pentru că există niște frici emoționale. Acum, cel care are marcaj în semne de pământ s-ar putea să fie un pic mai temător. Nu înțelege o energie emoțională între voi. Vorbind de gemeni, da? Totuși avem așa, să zicem, oarecum simbolul gemenilor aici. Cel în geamă nu poate să aleagă. Rațio... am înțeles. Nu poate să aleagă între rațiune și emoție. Ha, ha, ha. Rațiunea care teoretic ar trebui să fie, da, moneda, mâna forte a geamănului. Da. Și emoția. Acum totuși berbecii au și emoții. Sunt emoționali. Mai ales dacă sunt femei, luna reprezintă energie feminină. Justiția, o femeie destul de rece, frigidă, mi se pare o femeie frigidă, justiția, așa o văd. Într-o femeie emoțională și o femeie frigidă, interesant. Da, la capătul, ia uite, la capătul setului de cărți, regina de cupe, 10 de cupe și lumea. Un capitol extrem de emoțional cu cineva. Vorbind de geamăn cu berbec, apar aceste energii. Berbec cu rac. O dată. De două ori. Și de trei ori. Le fac mai greu aceste etalări că sunt foarte lungi. Deci, berbec central cu rac. Există o tăcere, o răceală care s-a pus între voi. Poate să fie între voi cineva cu marcaj în semnul fecioarei, care avem azi de monede și fecioară. Și voi să fiți la mijloc, cu multă pasiune. Deci vorbim de berbec cu rac. După o perioadă de tăcere în care v-ați înțeles fricile, lecțiile spirituale din această relație, din separat, nu mai contează, există acest potențial de mare pasiune, da? Multă atracție fizică. Și dacă o manifestați, puteți
continua către o relație de lungă durată. Acum, profesional, scoate scântei. Berbecul urac, vă inspirați. E o cuadratură care inspiră. Și... deocamdată apare un potențial de bani. Dacă colaborați la o idee din punct de vedere profesional, puteți să faceți bani. Da. Wow. Marea preoteasă apare iar semn de apă. Da, uite, semnul racului. Semnul racului. Vrea să se vindece. Să schimbe energia, să se vindece. Da, probabil că această răceală era din partea acum unuia, a voastră sau a semnului racului. Deși știu că racii au trecut prin multe situații în ultima vreme, cât o mai a fost Saturn prin Capricorn, da? Apare o vindecare. Acest eremit a necesit... acest, da, călugăr, această răceală care a fost la un moment dat între voi, a fost necesară pentru vindecarea unuia sau celuilalt. Așa, să facem și un pic de lumină. Berbec cu leu. O dată. De două ori. De trei ori. Probabil că are marcaj în rac. Lumea, berbec cu leu. Și 8 de monede. Berbec cu leu. Regina de cupe este o energie emoțională foarte profundă. O dragoste profundă. Probabil că cei cu berbec și leu undeva sunt la distanță, apare lumea. Apare și taur, vărsător, scorpion sau leu. Ca și marcaje, da? Taur, să zicem, scorpion, în fine. Ia uite, aveți un potențial. Aveți un potențial de creștere, măcar financiară, împreună, dacă vă transformați, e transformare 8, interesant, 8, e transformare emoțională, regina de cupe, iar apare 8 de cupe. O transformare emoțională trebuie să fie între voi doi. Casă? Apare și un semn de aer care intervine, gelos, geloasă, care vorbește și vârfește pentru unii dintre voi. Deci, lecția este să vă transformați emoțional. Și foarte posibil unul dintre voi are tendința să se uite mai mult la emoții, să fugă în lumea sa emoțională și celălalt are tendința, vedeți, sunt spate în spate, celălalt are tendința să fugă în lumea lui materială. Bărbatul să intre foarte mult într-o zonă a muncii, așa, iar doamna într-o zonă a amintirilor, a emoțiilor, a lacrimilor. Dacă și semnele de foc pot fi foarte emoționale, încercați să vă întâlniți, că e lecție, e o lecție spirituală, da? Sunteți la lumea e la mijloc. Începeți acest nou capitol împreună, în momentul în care vă priviți față în față, în momentul în care emoțiile reginei inspiră munca bărbatului, da? Sau cel cu 8 de monede. Munciți în transformarea acestei iubiri. Așa simt. Asta este lecția. Este o nouă dimensiune, un nou capitol. Și atunci manifestați un nou început. Lăsați în urmă lacrimile, că toată lumea, da, e vorbind de un cuplu, da? Și eventual cei care vin cu energii negative, detașați-vă de ei și voi construiți, da? Construiți 8-9. Construiți-vă independența, construiți-vă altceva. O afacere, interesant, o afacere care merge prin lume, care circulă prin lume. Puteți cu berbec și cu leu, da, că sunteți foarte creativi și determinați. Berbec cu fecioară, o dată, de două ori, de trei ori. Regele de cupe, luna, regele de monede. Deci energie masculină și la mijloc energia feminină. O frică. Central e această frică de emoții. Unul are emoții profunde, dar le dă deasupra lor.
le controlează cu delicatețe. Oarecum similar cu Berbecleu, probabil că aveți planete, oarecum similar, pentru că și acolo era o energie apă-monede. Unul se concentrează pe bani, pe poziție socială, pe poziție politică, pe, eu știu, activități politice, pe bani în casă. Celălalt e mai psiholog. Și totuși, între voi există această... Nu vă înțelegeți chiar în 100%. Deocamdată, luna asta e o confuzie, e un mister. Există niște secrete între voi. Ori unul, ori altul are niște secrete. Ia uite, 6 de cupe. Și un mincinos. Are grijă. Semnul de fecioară se duce într-o energie toxică și focul, berbecul îl blochează. Ia uite, eremitul. Sau fecioara îl blochează pe cel. În fine, greu de spus care este, în ce poziție este, pentru că, evident, e o etalare colectivă și doar 3 cărți, dar există o minciunică aici, există secrete, poate chiar un semn de apă, 6 de cupe, da? Preajma cuiva și regele de cupe există. Da? Etalare generală, hai să mai fac și celelalte. Să le facem și pe celelalte, că și celelalte, Zodii, și sper să nu mai sar cum am sărit la... Cealaltă etalare la... la august am sărit. Ok, o dată de 2 ori. Berbec cu balanță de 3 ori. Consum de energie. Ia uite, au picat și cărțile. Haos. Nu e haos, o dezordine. S-a creat o dezordine în această relație. Dar au picat lucrurile, au picat cărțile. Alte cărți. Uite, să vă și arăt ce cărți. Emoții. Emoții negative. Ridicați-vă, dragii mei, deasupra sabia. Sabia ce înseamnă? Semn de aer, înseamnă mental. Ridicați-vă, nu degeaba vă arăt în plus. Deasupra emoțiilor negative către cele pozitive. Deci, mergeți mai departe, faetonul. Lăsați în urmă energia care vă consumă. Vindecați-vă, dragii mei, berbec. V-ați consumat în această relație mai mult decât este posibil. Cineva să înțeleagă. Nu v-ați mai văzut, dragii mei, de atâta responsabilități, de atâta pasiune, eventual. V-a orbit. Asta e. Pe unii v-a orbit pasiunea asta și v-a golit de energie. S-au împletit toate pasiunile astea până n-ați mai putut să... Aoleu, Doamne, cât ați împins aici. Acum, dragii mei, poate chiar din iulie a început un proces de vindecare. Sunteți într-un proces de vindecare. Și mai durează. Faeton, oricum, sunteți determinați să mergeți către destinul vostru. Dragii mei, conștientizați că destinul vostru este în altă parte. Nu aici. Acum că v-ați consumat în altă scuzați-mă, relație, eu cred că totuși în relația cu balanța v-ați consumat unii dintre voi. Nu, degeaba apare echilibru. Mergeți, dragii mei. Asta este deocamdată misiunea voastră în viață, este să vă găsiți echilibru, să vă găsiți persoana care vă echilibrează emoțional, vă conectează la spiritualitate, la latura voastră spirituală și nu care vă scurge de energie. Ia uite, aici sunteți voi. Găsiți-vă puterea. Până acum ați visat ca Everest pe pereți. Pentru că acest personaj era foarte pragmatic, regele de monede, da? Regele de monede era, știu că vorbesc de balanță, dar era foarte pragmatică. Scoți-le pentru berbec cu ce? Berbec cu scorpion, odată, de 2 ori, de 3 ori. Ia uite-le. Așa a ieșit. Berbecul scorpion. Berbecul? Unul dintre voi. Of. Unul dintre voi are tendința să vorbească mai dur cu regina și cavalerul de spade, s-au spus cuvinte dure. Care o fi acela, învățați-vă să vă vindecați. Da? Să vă curățați energiile. Și asta o faceți.
Sau poate ați avut unul dintre voi relație cu un semn de aer, că apare aici, și unul dintre voi încearcă să pună lumina în această relație, pentru că simte că până nu se vindecă de acea relație, nu poate să manifeste, își blochează într-un fel inima. Posibil voi, posibil ei, nu contează, voi știți. Nu contează pentru mine, voi știți în ce poziție sunteți. Pentru că totuși semnul de foc are blocaje, da? Își creează niște blocaje. Dacă voi sunteți aici în relație cu scorpionul, voi știți? Însă, momentan există o stare de răceală. În septembrie, că suntem sfârșit de septembrie, da? Pentru că trebuie găsit adevărul, lumina, dar caută. Unul dintre voi caută adevărul. Nu doar pe cale rațională, ci și spirituală. Doamne ajută! Asta ca să nu mai aveți iar nouă, ca să nu vă mai blocați inima, teritoriu, lumea, accesul la, eu știu, da? Asta este nevoie. E vindecare, de vindecare. Acum, care o fi semnul de aer? Că poate voi aveți marcaj, felul în care comunicați. E un pic mai agresiv, că totuși energie marțiană, iar rămâne de văzut. Însă, pare de două ori nouă și apare un 1. Ce înseamnă asta? Înseamnă că spre sfârșitul lunii septembrie, teoretic, frumos ar fi să vă găsiți adevărul, claritatea mentală și să comunicați, că vorbim de un cuplu, să comunicați corect sau clar, să nu există dubii despre trecut, despre prezent și să vă vindecați, dacă puteți. Încercați, măcar. Încercați. Cărțile pentru un berbec cu cine? Berbec cu o săgetător. De două ori. Trei ori. Oh, ce frumos! Doi de cupe, doi de bâte și asul, valetul, nu, valetul de spade. Unul dintre voi e într-o căsătorie. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Altul trebuie să apere o avere, moștenire a familiei. Da. Eventual, frumos ar fi să facă și un dar cuiva care nu e așa de bine financiar, da? Mai supără cel, mai supărat, mai nemulțumit. Ca să se echilibreze, să-l scoată din lipsuri. Așa, acum. Central, vorbind de berbec cu săgetător, aveți discuții, valetul de spade. Discutați corect, deschis, dai sabia în sus. Discutați. Discutați despre potențialele voastre, despre această lume pe care o puteți crea împreună. Dacă alegeți corect. Dacă alegeți din suflet, dacă vedeți că sunteți suflete perechi, dacă nu sunteți și vă uitați la alte suflete perechi, da? Că ăsta, valetul de spade se uită în spate, dacă vă uitați la alte suflete, relații cu care ați mai fost, da? Și nu vedeți potențialul, da? Cineva oferă semnul de foc, să zicem, că oferă această lume, acest glob, această șansă, să poate comunicați, am interesant, comunicați la distanță pe internet unii dintre voi. Da. Dar simt că berbecul oferă comunicare, dar și potențial de mișcare. E o bâtă cu mâna pe bâta care, așa o simt. Doar încercați, pe de-o parte, să nu rămâneți într-o zonă emoțională. Acum, doi de cupe poate să înseamnă o prietenie superbă între voi doi. Da? În care comunicați, ia uite, comunicare, valetul de spade. Dar trebuie să și faceți pași de materializare, da? Trebuie să și vreți să și călătoriți. Eu așa simt, în acest moment simt că doi de bâte vrea să călătorească. Își face planuri de călătorie. Așa simt acum. Dacă aveți voi ceva cu mine și nu sunteți de acord, dar eu zic că unul dintre voi vrea să călătorească, șase de spade. Să renunțe la blocaje, să călătorească și să manifeste ceva stabil.
Să manifeste ceva stabil. Să renunțe. La amăgiri, dezamăgiri, să renunțe. Da, unul dintre voi se separă, văd și un turn. Unul dintre voi se separă de un trecut, de un suflet, pereche, karmic, cum o fi, dar discutați deschis, dragii mei. Discutați deschis pentru că aveți potențial. Mai ales dacă discutați, că nimeni nu vă ghicește gândurile. Ok, deci, berbecuți cu cine eram? Săgetător cu capricorn, cu turnul. Ia uite-l. Ok, o dată, de două ori, de trei ori. Berbecul. Trăsnet. Da, doi căpoși, doi încornorați. Ia uite, aveți probabil marcaș și învărsător și vărsătorul acum, în fine. Ideea este că trebuie să vă vindecați, să mergeți, dragii mei, mergeți către destinul vostru. În cazul în care vă separați, că apare turnul separare și unul dintre voi vă cheamă judecată sau este chemat să judece lucrurile, să vadă ce facem, înviem sau ne transformăm într-o altă dimensiune. Mergeți, dragii mei, faetonul și stea, asta și face faetonul, merge către stea, ca și eremitul, merge către destinul său. Faetonul merge către vindecare, pentru că semnul racului merge către scorpion, vindecare profundă și spiritualitate, că este semnul peștilor, da. Acum, vorbim de cine vorbim? De berbec cu capricorn. Acum, care este în această postură de împărat? Persoană autoritară, cu autoritate, care impune, care își impune regulile în relație, iar voi știți că amândoi sunteți căpoși. Nu pot spune că unul sau celălalt e mai așa. Cum depinde de planetele voastre. Însă apare acest turn. Într-un mod neașteptat, trăsnet, apare o separare, dragii mei. Ce înseamnă asta? Judecați corect, judecați profund, ascultați-vă intuiția îngerii ca să înțelegeți ce înseamnă acest tur. Poate să fie și o trezire, să unul din voi să-și dea seama, băi, sunt prea rigid, trebuie să schimb situația, să fiu mai blând, să vindec. Da? Sau, bă, asta e, nu merge, mergem mai departe decât să stau să mă blochez, da? Într-o energie care mă consumă. Rece, ia uite, capricornul, da? Zero, regele de cupe, există ceva, da? V-am arătat. Un blocaj mental, unul celălalt s-a săturat de o anumită răceală, dar vedeți voi că răceala vine, poate să fie rece cu cineva și cald, fierbinte cu altcineva, totul ține de sine astrie, dacă nu vă cunoașteți cât de cât potențialele înainte să intrați în cuplu, greu să le lucrați. De multe ori e greu și dacă vă știți, pentru că unul într-o postură mai bună, altul mai puțin bună, din punct de vedere al evoluției. Berbec cu vărsător. O dată, de două ori, de trei ori. Cavalerul de spade, regele de băte, 10 de băte. Ați așteptat să se renască ceva, dar s-a ajuns tot la conflicte. Acum, poate unii dintre voi aveți marcaj în semn de pământ. Da. Deci, berbec, ați sperat, încă sperați. Sperați că această pasiune o puteți duce. Așa zic. Sperați că duceți, cum mai duceți înainte. Și am de văzut. În octombrie, încă mai duceți. Acum ce duceți? Că poate sunteți într-un cuplu. 10 de bâte înseamnă un cuplu care merge greu și consumă multă energie sau un job sau situații, responsabilități și visați și sperați la un cavaler de spade să vină să vă fure pe un cal alb, pe o mașină albă, pe o motocicletă albă, bicicletă albă, nu știu dacă merge cavalerul de spade, nu, poate cavalerul de monede. Nu, cavalerul de spade este vitezoman. Visați. Sperați, sperați că asta e 3 de bute, speră, vede în viitor că vede în primul rând că încă o mai duce, că încă mai puteți duce.
Așa ziceți voi, că mai aveți energie să o duceți. Cavalerul de spade. Anticipați, am înțeles. Anticipați un mesaj. Îl intuiți? Interesant. Îl intuiți, îl vedeți că vine? El zice că vine pe neașteptate. Că așa face cavalerul de spade. Vine pe neașteptate. Un mesaj. Fiți atenți să nu fie bârfe pentru unii dintre voi. E un mesaj. Cineva care vine să vă explice una alta, la 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 la. Cum a depinde ce sunteți voi aici, cu soare, cu ascendent, iar variază, cu Venus, cu ce oți fi. Așteptați acest mesaj, adică nu e ceva nou, însă, interesant, în octombrie încă trageți. Rămâne de văzut cât o mai duceți așa. Pentru că aici e o energie obosită. 7 de monede. Ați cam obosit unii dintre voi. Sau ei, sau voi. Unul dintre voi este obosit. Se gândește eventual să investească în altă parte. Hai să vedem. Berbecuți cu peștișori și umalint, curăț cărțile. Ok? Și acum, odată. De două ori. De trei. De trei ori tot aia e. 10 de